Excelent. Mulțumim pentru prezența noastră astăzi aici. Iată că Institutul pentru Studii Populare și Fundația Hans Aiden își continuă seria dezbaterilor pe temele importante de reformă a statului român. Alături astăzi și de Organizația de Femei a Partidului Democrat Liberal, și după cum puteți vedea, majoritatea astăzi sunt femei. Mulțumim Organizației de Femei. E o temă extrem de importantă. Reforma asistenței sociale, de care se vorbește de ceva vreme, a ajuns la un punct zero. Și nu e doar o simplă reformă a statului și o revizuire a unui cadru legislativ. Vorbim până la urmă de schimbarea unei mentalități. Cât timp vom mai avea un stat asistențial? Cât timp vom mai sta cu mâna întinsă? Cât timp vor mai exista aproximativ 8 milioane de români care să primească pur și simplu bani de la statul român? Cât timp vom mai avea aproximativ 200 de categorii de ajutoare date oamenilor, indiferent de cât muncesc, cum muncesc și pentru ce muncesc? E o temă pe care o dezbatem astăzi și, după cum vedeți, nu o dezbatem doar noi, ci legea se află în Parlament. A trecut cu greu de votul pe articole, ne străduim să o trecem de votul final. Și mulțumesc parlamentarilor Partidului Democrat Liberal care realmente s-au luptat pentru acest demers. Dar pentru a schimba mentalitatea e nevoie de o luptă susținută. Și avem cel puțin un ministru în Guvernul României care aduce această luptă.